Șoferii pot circula de astăzi pe încă 9,6 km de autostradă între localitățile Gilău și Nadășelu. Podul peste Someșul Mic în lungime de 320 de metri a fost recepționat astăzi de oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și astfel a fost deschisă și circulația pe segmentul de 9,6 km de autostradă. Este vorba de un tronson din autostrada Transilvania care a fost finalizat încă de anul trecut, dar nu a putut fi dat în folosință din cauza acestui pod care trebuia să facă legătura cu ceilalți 52 de km de autostradă între Gilău și Câmpia Turzii. Acești 61 de kilometri din autostrada Transilvania sunt singurii dați în folosință până acum din acest proiect demarat în anul 2004, care are în total 415 km între Brașov și Borș. Podul de la Gilou a fost început de firma Bechtel, dar nu a mai fost terminat de această companie americană. Autoritățile române au avut nevoie de 5 ani ca să finalizeze acest pod peste Someșul Mic, după ce în 2013 contractul cu firma Bechtel a fost reziliat. În 30 iulie anul curent a mai fost deschisă circulația pe alți 29 de kilometri din autostrada Turda-Sebeș pe sectorul Turda-Aiud.